Principalul risc de vreme caniculară este evident deshidratarea, însă acest lucru nu înseamnă că doar lichidele pot suplini pierderea de apă din organism, ci și alimentația trebuie adaptată în funcție de temperaturile de afară. Oarecum, logic, alimentele gătite nu sunt o alegere potrivită pentru temperaturile caniculare. Astfel, alimentele recomandate în zilele fierbinți și, în general, pe timpul verii, sunt salatele verzi, laptele, untul și brânzeturile. Cât mai puțin sărate, cerealele, fructele și legumele. Cele mai bune fructe pe timp de caniculă sunt merele, perele, strugurii, dulci, pepenele verde, pepenele galben, piersici, roșii, mandarine, kiwi, cireșe, avocado sau caise. Cele mai bune legume pe timp de caniculă sunt varza, salata verde, castraveții, roșii, sparanghel, conopidă, ciuperci, mazăre, ardei, cartofi, dovlecei, morcov și pătrunjel. Alimentele contraindicate pe caniculă sunt alimentele grase cu carne de orice fel, cafeaua și alcoolul. La fel de important, pe lângă un meniu potrivit, este să ne adaptăm și stilul de mâncare. Este bine să mâncați des și în cantități mici pentru a preveni indigestiile, iar apa nu trebuie să lipsească. Nevoile noastre specifice variază în funcție de vârstă, greutate, sex și doza de activitate fizică, precum și de factorii de mediu, inclusiv temperatura și umiditatea, ambele accelerând apa pierdută prin piele. Ar trebui să ne reconsiderăm aportul de apă în timpul zilelor caniculare de vară. Temperaturile mai ridicate și umiditatea cresc viteza de evaporare a apei la nivelul pielii, ceea ce înseamnă că transpiră mai mult. Prin urmare, trebuie să ne refacem nivelul de lichide mai des. Cât de mult ai nevoie depinde cu adevărat de nevoile tale personale, precum și cât de activ ești. Relatează realitatea.net.